Parlamentul European cere pedepsirea celor care se fac vinovați de maltratarea persoanelor reținute după evenimentele din 7 aprilie. Într-o rezoluție adoptată astăzi, deputații europeni solicită declanșarea unei anchete în cazul decesurilor înregistrate și cer autorităților să asigure respectarea drepturilor omului și independența mass media. De asemenea, parlamentarii au criticat decizia de expulzare a ambasadorului României, au recomandat Moldovei să renunțe la regimul de vize impus României și au declarat că nu există dovezi pentru a acuza Bucureștiul de implicare în evenimentele din 7 aprilie. Europarlamentarii condamnă cu fermitate campania amplă de hărțuiri, gravele încălcări ale drepturilor omului și acțiunile ilegale ale guvernului moldovean din perioada de după alegerile parlamentare. Ei insistă ca toți cei care se fac vinovați de brutalitățile și violențele îndreptate împotriva persoanelor reținute să fie aduși în fața justiției. Această experiență trebuie să conducă la reformarea sistemului judiciar și a poliției din Republica Moldova, se arată în document. Parlamentul European solicită lansarea unei investigații speciale în cazurile persoanelor decedate în timpul evenimentelor de după alegeri, precum și în cazul tuturor acuzațiilor de viol sau rău tratament în timpul detenției și arestărilor operate pe criterii politice, cum ar fi arestarea lui Anatol Mătăsaru și a lui Gabriel Stati. Europarlamentarul român Marian Jean Marinescu a venit cu o propunere la acest capitol. I want to propose the following oral amendment at indent 10, the last proposition to add the name of Mr. Sergiu Mocanu, so the text will be politically motivated arrests such as those of Mr. Anatol Mătăsaru.